A fost un episod în viața mea, m-a făcut, e adevărat, ca pe carieră, recunosc că am devenit atât de cunoscută cum n-am fost niciodată. Eram un avocat cu clientelă care mă descurcam, dar orice aș fi făcut eu, n-aș fi ajuns Paula Iacob de azi dacă n-ar fi existat în viața mea Nicu Ceaușescu. Februarie 1990, închisoarea Jilava. Nicu Ceaușescu, vinovat fiind de faptul că era băiatul tatălui său, încerca părăsit de toți să-și facă un plan pentru a se lupta cu sistemul de abia înfilipat. Toată lumea îi era împotrivă. Chiar cei care știau că nu este vinovat de tot ce-i puseseră în cârcă procurorii, tăceau mâlc de frica oprobriului public. Niciun avocat nu avea curajul să se confrunte cu mânia revoluționară a procuraturii. Speranța îi revine de-abia când, întâmplător, Paula Iacob se hotărăște să-l cunoască și să încerce să-i apere drepturile. Pe Nicu l-am luat client pentru că eram odată, așteptam niște clienți ai mei obișnuiți cu de la Pider, mă rog, la Direcția de Cercetări Speciale, unde era și Nicu deținut. Am văzut pe actuala nevasta lui Valentin, care a stat de dimineață când eu am intrat de la ora 9, am găsit-o acolo, stând în zăpadă cu pachete ca să-i dea mâncare lui Valentin. Era soțul lui Zoe, era arestat și el, și atunci era fratele soțului lui Zoe și el cu pachete. La Nicu n-am văzut pe nimeni. Și când o verișoară a lui, nu de sânge, căsătorită cu un Petrescu, care era tânără avocată, care vreau să vă spun că înainte nu i-au ajungeau mâinile să le dea la sărutat tuturor avocățeilor care se învârteau pe lângă ea. Acum stătea într-un colț în tribunal, nimeni nu i-a adresat niciun cuvânt, ba cineva care chiar și-a luat așa o activitate de mare avocat liberal, i-a spus: ce mai cauți în tribunal? Ești rudă cu Ceaușești, afară. Moment în care, fiindcă nu-mi place nedreptatea, ce vin avea că era măritată cu un nepot de lui madame Ceaușescu? Și atunci am spus: dacă ai vreo problemă, te rog, vino că te ajutăm și noi cu clientelă, cu ce se poate, putem face ceva. Încă nu exista cabinet particular, dar ne mai ajutam între noi, trimitea unul la altul clienți. Dar ea mi-a spus: n-ai vrea să-l aperi dumneata pe Nicu Ceaușescu? Da, spun, dar n-are avocat. Nu, n-are avocat. Și atunci am spus: dacă nu-mi displace ca om, îl apăr. Dacă îmi displace, nu-l apăr. Și m-am dus și am avut o mare surpriză să constat că nu era deloc cel pe care îl povesteau, ci erau poveștile lansate de securitate pe care el nu iubea deloc. Se simțea urmărit de ei și nu-i vedea în ochi. Ca de altfel toți românii, Paula Iacob era intoxicată la rândul de miturile despre Nicu Ceaușescu, care ne fuseseră picurate în urechi de-a lungul ultimilor 10 ani. Crime pe care nu le-a făcut niciodată, violuri, rapturi, comportament abuziv, orgii, toate construiseră o imagine a lui Nicu Ceaușescu aproape de diabolizare. Astfel că Paula Iacob a avut o mare surpriză când l-a cunoscut pe Nicu. Nicu, m-am dus la Direcția la Cercetări Speciale. I-am spus: bună ziua, domnule Ceaușescu. A venit la mine și un avocat din oficiu, care mi-a spus să asculte inculpat. Vă mulțumesc că v-ați adresat așa. M-am adresat pentru că întâmplător eu mergeam foarte des la Sibiu și știu că sibienii v-au iubit și chiar mi-au cerut. Câțiva dintre ei chiar realmente îmi spuseseră: de ce nu intri să-l aperi pe Nicu Ceaușescu? Vezi, nimeni nu s-a gândit la altcineva, s-a gândit la Nicu. Și am stat de vorbă, cel care era comandant atunci, după aia a ajuns și el avocat,
mi-a trimis o cafea, fiindcă s-a făcut deja o oră și ceva, și a făcut un gest de amabilitate nou, care nu era prea obișnuit la milițieni, dar eram după Revoluție, și mi-a trimis o cafea. Și am văzut cum privirea lui Nicu s-a dus așa spre ceașca aceea de cafea, și atunci l-am întrebat, vrei să bei dumneata cafeaua asta? E, nu, domnule, e cafeaua dumneavoastră, spune. Dar mi-e dor, e adevărat, mi-ar fi dor să gust și eu din cafeaua asta. Ce te rog să ieși și beau toată, că eu nici nu sunt o mare amatoare, așa încât chiar nu sufăr dacă ți-o dau. Și așa a început discuția noastră. Am vorbit multe în acea primă întâlnire și am înțeles că era departe de a fi licheaua aceea ordinară care viola femeile, care făcea tot felul de trăsnai. Nu, era un tânăr inteligent care realiza că nu s-a născut bine și că părinții săi nu i-au putut da ceea ce ar fi avut el nevoie pentru a fi un om educat. Îmi amintesc că odată chiar când i-am făcut o mică observație, când el mi-a zis, hai mai lăsați-o dracu, doamnă, sau ceva de genul ăsta. Și am zis, da, domnul Nicu, noi eram încă la relația în care să-i spun pe nume, domnul Nicu, sunt cu mine, vorbiți așa, la care el mi-a răspuns, ce vreți, doamnă, pe mine nu m-a crescut buna ca pe dumneavoastră, pe mine m-au crescut securiște, ăsta sunt, o să mă schimb. Din spusele avocatei sale, reiese că Nicu Ceaușescu era departe de a fi fost boemul ticălos care nu înțelegea nimic din ceea ce îi se întâmplă. Credea cu mulți ani înainte de Revoluție că tatăl său depășise limita în multe dintre acțiunile sale și că ar fi trebuit să facă un pas înapoi. El mi-a spus că erau creații ale securității care se temeau că el ar avea gândul de a lua locul tatălui său. Și cu modul lui de a gândi și prietenii pe care îi avea și faptul că pentru el lupta de clasă era așa o treabă de care efectiv râdea. Când auzea de luptă de clasă, îl pufne râsul. A, da, doamnă, ăsta-s basme, ce luptă de clasă, doamnă? Ce-mi pasă mie, dacă mă înțeleg cu omul cu care stau de vorbă, cum să mă lupt cu el așa, numai că el e născut în Popeșul Orden și eu sunt născut la Paris, trebuie neapărat să-i dau una în cap. Deci nu, avea un mod de a gândi absolut normal. Credea, știa acest lucru, știa că au fost amestecate și alte interese, dar spunea cu toată sinceritatea că trebuia să se întâmple ceva pentru că s-a exagerat cu plata datoriilor, s-a exagerat cu foamea, cu faptul că oamenii trebuiau să stea ore întregi la rând pentru a-și lua de mâncare. Adică aceste aspecte ale vieții cotidiene el nu le-a îngăduit. Dovadă că la Sibiu, eu personal, bărbat procuror, da? Și mergeam la Sibiu să tăiem acolo porc, fiindcă știam că nu se făceau controle când plecam din Sibiu cu porcul în portbagajul mașinii, că nici n-aveai voie să transport, să fii cu porc dintr-un județ în altul. El spunea că s-a așteptat și i-a și spus tatălui lui la un moment dat că ar fi bine poate să se retragă, să mai lase loc și altcuiva, dar că evident, nici nu se putea pune problema ca cineva să-l asculte, așa cum atunci când el s-a plâns că e frig în casa în care se mutase el și Zoe lângă Biserica Albă, acolo lângă Calea Victoriei, au intervenit toți cei care erau în apropierea lui Nicolae Ceaușescu, ce așa aia. Tovarășul Nicușor, știți cum e dânsul, glumesc, nu e nicio problemă. Deci, efectiv, Ceaușescu trăia într-o lume a lui în care se visa conducătorul de bază și cel care realizează cu adevărat ideea aceasta comunistă. Și în rest, eu vă repet, și la proces l-am văzut, el era într-o lume a lui. Deși se știa nevinovat, Nicu Ceaușescu era convins că o să primească 20 de ani de pușcărie pentru că știa cine îl judecă și ce trebuia să înțeleagă poporul din asta. E, mi s-a părut atât o dovadă de caracter în situația în care
alții nu știau cum să arunce cu noroi în cel care până nu de mult îi sărutau aproape mâna, el a avut curajul, nejudecat fiind sau și judecat după ce luase prima oară 20 de ani pe care i-a presimțit. În momentul în care judecătorul rostea condamnarea la 20 de ani închisoare, și așa, curgea apa de pe judecător, curgea apa de pe noi toți care eram în sală, singurul care a rămas impasibil și a avut chiar un zâmbet și mi-a dat din cap spre mine: Doamne, v-am spus că voi lua 20 de ani, că așa am spus, Doamne, vă mulțumesc că vă zbateți pentru mine, dar tot 20 de ani o să-mi dea. Nimeni nu vrea să mă asculte. Și așa a fost, pentru că în final să transform, să nu mai fie aceeași infracțiune, să ajungem la 16 ani și de la 16 ani să ajungem să fie condamnat, pentru că fiind fiul șefului statului, nu i s-au găsit permisele de port-armă pentru două arme de vânătoare pe care scria Nicolae Ceaușescu. Deci a fost totuși, s-a dat o condamnare pentru ca să se justifice acei ani de închisoare care au contribuit la plecarea lui din viață în mod cert. Printre cei care s-au bucurat atunci că Nicu Ceaușescu a luat 20 de ani de pușcărie, s-au aflat și unii care știau că Nicu nu era decât țapul ispășitor. Erau oameni care au fost în aceeași barcă, da? Care au beneficiat din plin de binefacerile regimului comunist. Deci, poate ar fi trebuit să fie mai blânzi cu el. Petre Roman s-a exprimat când a luat 20 de ani, eram între fond și recurs. Și nu era admisibil ca un șef de guvern sau șef de stat, orice ar fi fost, să se manifeste, să spună că e bună sau rea soluția. Era un mod de a influența justiția. Și a spus foarte bine că a luat 20 de ani, așa merita. Spre deosebire de un Corneliu Popescu, la care m-am dus spunându-mi se că el ar fi cel din cauza căruia nu e pus în libertate având ciroză hepatică și nu e judecat în stare de libertate, iar Popescu mi-a spus: Doamne, cum să am ceva eu împotriva copiilor lui Ceaușescu? Dar ce, copiii lui Ceaușescu au chinuit, au omorât oameni în Aiud, la Pitești și tot ce s-a făcut? Ce vină au copiii? Au avut ghinion că s-au născut din familia asta. Nu, Doamne, nu mă interesează. Nu trebuie să fim ca în 45 să răspundă copiii și rudele de faptele părinților. Acesta este un mod de a gândi. Pe când se afla în închisoare, Nicu Ceaușescu era deseori căutat de jurnaliști străini. În interviurile date păstra însă o tăcere semnificativă când era întrebat despre faptele părinților săi. Când i-am dus gazetar, vă spun de ce îi duceam gazetar la el, pentru că veneau cu sucuri străine pe care el nu le avea, cu sucuri bune, și unii dintre ei mi-au lăsat și un ban, 100, nu mult, 100 de dolari. Câțiva mi-au lăsat bani pe care i-am dat când a ieșit din închisoare. M-a întrebat: ce-i cu banii ăștia? Sunt banii care ți-au lăsat ziariștii pe care i-am adus să stai de vorbă. Ei, tuturor, atunci când era vorba despre părinți, le răspundea întâi și întâi: domnule, ați auzit de existența luptei dintre generații? Fiecare generație are altceva de spus decât generația anterioară. Ați auzit, da? Despre eventualele discrepanțe între modul de a gândi al părintelui față de copilul lui. Ați auzit? Ați citit despre asta? O spune psihologia? O spune sociologia? O spun absolut toți care au făcut cercetări în domeniu. Și dacă îmi permiteți, indiferent cum au fost cei care se numesc părinții mei, și este un capitol despre care nu vreau să discut. Singurătatea din închisoare l-a făcut pe Nicu să își găsească prieteni acolo unde nimeni nu s-ar fi gândit.
era bun cu animalele. Mi-a spus odată să-i duc cașcaval, că eu îi mai duceam mâncare la Jilava. Mergeam cam de 2-3 ori pe săptămână, băteam drumul la Jilava ca să-i duc și de mâncare. Cei de acolo au fost omenoși, îmi dădeau voie să-i duc atâta vreme cât n-au putut merge nici Valentin, nici Zoe la el. Eu îi duceam efectiv de mâncare. E, și am zis, bine, dar eu ți-am adus brânză de vaci, cum, de ce să-ți dau cașcaval? Știi că nu-ți face bine. Spune, nu, doamnă, pentru mine. E un șoricel flămând, chiță, toată noaptea de foame săracul și nu-i place brânza de vaci, dar cașcaval știu și eu că mănâncă orice șoare. Deci era milă și de șoare. Singurul prieten care îi rămăsese în lumea liberă era câinele său. Mă ruga să trec pe la curtea unde era câinele lui, să văd dacă câinele e bine. Când era odată în spital la Colentina și putea vedea în curte, m-a rugat să vorbesc cu Zoe, să vină cu mașina în curtea spitalului, să dea câinele jos, să-l vadă, să se convingă că e câinele bine. Legătura dintre Paula Iacob și Nicu Ceaușescu nu s-a rezumat numai la relația dintre client și avocat, între cei doi înfiripându-se o adevărată relație de prietenie. Nici nu putea fi altfel, având în vedere faptul că Paula Iacob a descoperit un Nicu Ceaușescu sensibil și dornic de a avea un sprijin. În fond, avocata i-a devenit unica familie. Vă spun, când venea la prânz la mine la masă, fiindcă în acești 2 ani jumate de libertate, prânzul aproape permanent l-a luat în casa noastră. Și așa, avea tacâmul lui de acum, văzuse că eu am tacâmul meu de la internat, mi-a zis, da, aș vrea și eu să am un tacâm care să știu că e al meu. Și învățase unde sunt tacâmurile, dacă cumva doamna care m-a ajutat pe mine la treabă, atunci o consăteam că de-a socrului meu, doamna Fănuța. Fănuța nu-i pusese tacâmul lui, se ducea repede și căuta tacâmul care stabilisem că este al lui. Odată trecută furia răzbunătoare a primelor luni post-revoluționare, lumea înțelegea încet încet că Nicu, Zoe și Valentin nu au practic nicio vină. Cele mai grele clipe ale celor trei au fost însă de Crăciun, când televiziunea română a transmis procesul și execuția părinților lor. O singură dată, mi-amintesc, era 24 decembrie, a venit, venea în fiecare zi, v-am spus, la masă, acum fusese la masa de prânz și era seară, când urma să facem seara, întotdeauna la noi, la ortodox, se sărbătorește mai puțin seara de Crăciun. Dar eu am crescut într-o școală catolică și atunci am păstrat obiceiul ăsta de a sărbători ajunul de Crăciun. El îmi spusese că nu știe dacă vine sau nu în seara de ajun la mine. A venit mai devreme, eu spusesem că începem pe la 9:30. Și a venit pe la 6. Am o canapea așa, s-a așezat pe canapea, i-a deschis altcineva ușa și când eu am intrat în hol unde el stătea pe canapea, l-am găsit așa. Am zis, Nicu, ce s-a întâmplat? De ce stai așa? Ți-e rău? Nu te simți bine? A ridicat privirea la mine și mi-a spus, doamnă, cum credeți că aș putea fi în ziua de azi? E 24. Vă dați seama ce am simțit și eu în momentul acela și vă spun un singur lucru pot să spun, fiindcă despre asta nu mi-a spus să tac și nu... Odată, discutând despre tatălui și greșelile care s-au făcut, mi-a spus un lucru. Dacă nu era maică-mea, amărâtul ăsta nu era sub pământ. Asta a fost un aspect și un al doilea aspect mi-a spus. Dacă m-aș fi apucat să vorbesc și să spun despre toți cei care erau pe lângă el, cam cât l-au împins spre ceea ce n-a fost în ordine,
poate că ar fi trebuit ca mulți să stea în închisoare perioade destul de îndelungate, dar n-am făcut rău și nu vreau să fac rău nimănui. Cei trei copii ai lui Ceaușescu s-au ținut tari. Au încercat din răzputeri ca măcar în fața celorlalți să nu lăcrimeze sau să își arate imensa suferință care îi devasta. Suferința l-a făcut și pe Nicu să devină un foarte discret practicant creștin. L-am văzut, v-am spus, cu lacrimi atunci când l-am întrebat în 24 decembrie, avea lacrimi în ochi. Și vreau să vă spun că se ducea la biserică, la mănăstire, la Cernica, des să se roage. S-a întâmplat să mă roage și pe mine și pe fiica mea să-l însoțim, că nu-i venea să se ducă singur. Fiindcă broaiul, în momentele în care se ruga, era într-o stare sufletească mai alta decât cea firească. Și atunci vrea să aibă un suflet de om lângă el. Nerăzbunător, Nicu nu a încercat nici când toată lumea de bun simț s-a convins că nu e vinovat să își ia revanșa în fața celor care l-au rănit fizic sau psihic. Și încă o dovadă că nu era un om rău. A aflat cine a fost cel care i-a împlântat cuțitul în el când el nu se putea apăra, era tras pe spate pe scările. Gândiți-vă cât e de greu să urci cu spatele scările unui autobuz. Așa era târât, ținut de ambele mâini, deci cel care a venit cu cuțitul a venit simplu de tot ce a plântat. Și am zis, Nicu, îl dăm în judecată, chiar dacă eu n-am arăt. Nu, domne, nu-i vorba de bani, dar nu se poate să împlânți un cuțit într-un om care nu se poate apăra. Și mi-a spus, doamnă, dacă vă spun că eu n-am arăt, nu câștig nimic, n-am nevoie să-l dau în judecată, o să-l pedepsească Dumnezeu. Câți oameni ar face așa ceva, vă rog să-mi spuneți? La 44 de ani, Nicu Ceaușescu avea toată viața înainte. Dorea din tot sufletul să se adapteze noii societăți și privea destul de optimist boala sa de ficat. Ceva straniu s-a întâmplat însă în evoluția bolii sale. Moartea sa de la Viena a născut o sumedenie de întrebări. El 2 ore înainte de a muri a dat telefon la mine acasă și a spus că a doua zi îi se dă drumul din spital. Nu trebuie transplant de ficat, trebuie doar un regim sever și pe care îl va respecta. De altfel, în general a respectat regimul. Avea grijă când îi dădea ceva de mâncare, spunea, doamnă, dar n-ați pus prăjit, dar nu e carne de porc. Adică acești 2 ani jumate n-au fost de desmăți și de lovituri date acestui ficat care era bolnav. Dar ceva s-a petrecut, că de vreme ce una s-a spus și el în câteva ceasuri a fost mort. Poate cineva cândva va reuși să deslușească. Eu și frații lui, și Zoe și Valentin, au dorit să aibă actele de la spitalul acesta celebru. Nu le-au primit niciodată. Nu pot să bănuiesc nimic decât că am dorința ca cineva cândva să vadă exact de ce chiar în preziua plecării spre țară, când se prevedea că totul va fi bine, a venit acest sfârșit. Îmi pare rău, știu că vorbind cu el înainte de a pleca la Viena, mi-a spus că nu vrea să plece și mi-a spus, doamna, am 44 de ani, n-aș vrea să mor încă. Credeți-mă că aș vrea să mai trăiesc. Soarta și Dumnezeu au vrut altfel. Oricum, vă mărturisesc că n-aș fi crezut ca eu personal să am o lacrimă, nu numai în ochi, dar și în suflet, când voi vorbi despre băiatul lui Nicolae Ceaușescu.